Discuțiile din ultimul an referitoare la prevalența în spitalele românești a infecțiilor asociate actului medical au atras după ele și o serie de controle din partea tuturor instituțiilor județene și regionale. Conform ultimelor studii efectuate în România și la nivel european, infecțiile nosocomiale par a fi în țara noastră supraportate, ceea ce a atras spre unitățile sanitare cu paturi o serie de controle efectuate de Direcția de Sănătate Publică, Institutul de Sănătate Publică Iași și chiar de la Consiliul Județean, care are în subordine sa și activitatea din spitalele nemțene. Conducerea spitalului de urgență Roman susține că astfel de verificări sunt benefice și că în unitatea sanitară romașcană nu ar fi probleme majore din acest punct de vedere. De un an și ceva am raportat absolut tot ce a însemnat infecții asociate actului medical. Toate infecții asociate actului medical sunt acele infecții cu clostridium. Niciodată nu am zis că nu transmitem, că să ascundem sau să fie vreo problemă. Am transmis și am transmis la DSP, cu toate că am avut controle după aia de la Institutul de Sănătate Publică de la Iași și a venit în control de la Consiliul Județean, de la Prefectură. În momentul în care transmiți, îți și asumi niște controle. Dar aceste controle au fost foarte benefice, pentru că așa am putut arăta, domnule, nu sunt probleme la noi majore, nu ascundem absolut nimic și medicii au înțeles și tocmai de aceea transmitem orice înseamnă infecție asociată actului medical. Managerul Spitalului de Urgență Român, doctorul Maria Andrici, a explicat la ultima conferință de presă ce se consideră a fi o infecție asociată actului medical și în ce condiții se raportează apariția acesteia. Ideea este următoarea, că noi nu putem numi infecția asociată actului medical pacientul care vine cu o infecție de acasă. Da? Sunt niște definiții de caz după care se raportează aceste infecții. Dacă pacientul s-a operat și vine după 3 luni de la operație cu o plagă infectată, nu este o infecție asociată actului medical. Infecția asociată actului medical, definiția de caz spune că trebuie să fie după 3 zile de când este internat în spital ca să facă o infecție. Deci nu ai venit astăzi cu infecția și am raportat-o ca fiind infecția asociată. Da? În primele 24 de ore de la o intervenție chirurgicală. Da? Aia este infecție asociată actului medical. Sau dacă a plecat din spital și a revenit în spital în primele 48 de ore. Se știe că recent, Spitalul de Urgență Roman, singurul de tip municipal, a fost inclus într-un studiu de prevalență referitor la infecțiile intraspitalicești într-un prim lot de spitale județene, studiu care urmărește cauzele care duc la apariția bolilor asociate actului medical. Pe infecții, pe clostridium la fel. Dacă a luat antibiotice sau a fost internat în spital în ultima lună. Deci nu toate diareile de acum sunt infecții asociate actului medical. Raportările infecțiilor intraspitalicești în România au fost în jur de 0,30% față de media europeană a acestui tip de infecții, recunoscută la peste 5%, asta în condițiile unei infrastructuri spitalicești mai bine puse la punct în țările occidentale în raport cu infrastructura din România, care datează, în cel mai fericit caz, din epoca de aur. Putem spune media noastră, care era sub 1%, da. Nu a noastră ca spital, a noastră la nivel ca țară, era 0,15-0,30 până în 1%, în Uniunea Europeană, din câte am înțeles, peste 5% sunt raportările de infecții nosocomiale și vă dați seama că iau o infrastructură, să zicem, pe alocuri mult mai bune decât a noastră și totuși numărul lor de infecții nosocomiale era raportat mai mare. Deci de aici probabil că a ieșit semnul de întrebare de ce în România procentul este atât de mic. Și acum ce se încearcă? Să se identifice exact condițiile, știți, de apariție și mai mult decât atât. Cei de la minister vor probabil să pună o bază corectă în ceea ce privește politica de utilizare a antibioticilor, pentru că la nivel național, să știți că la toate conferințele noastre s-a pus mare accent pe antibiotico-rezistență și pe faptul că în următorii 50 de ani s-ar putea să asistăm la un fenomen foarte important, adică rezistența la antibiotice a germenilor. Și plecând și de la aceste aspecte, se încearcă identificarea... Da. Avem această rezistență. Rețetă. Și fără rețetă, exact. Și atunci, ce se vrea prin acest studiu? Asta este un studiu inițial, probabil vor fi urmate de studii mult mai complexe. Stabilirea tipurilor de infecție.
tip, germenul, profilul, practic, profilul bacteriologic a fiecărui spital, pentru că spitalul roman are un profil bacteriologic cu anumiți germeni care sunt în mod frecvent implicați, să zicem, în infecțiile acestea asociate actului medical, diferit de alt spital. Și atunci, se, tot o idee de început, să spunem, se încearcă profilaxia cu un antibiotic de rezervă înainte de o intervenție chirurgicală, un antibiotic lăsat cumva de rezervă care să nu fie folosit în tratamentul zilnic, uzual al pacienților. Deci să existe și acel antibiotic de urgență. Dar până să ajungem la etapa aia, trebuie să vedem care este profilul bacteriologic al spitalului nostru. Scopul studiului de prevalență a infecțiilor asociate actului medical, în care este inclus și spitalul roman, are ca țintă inițială stabilirea profilului bacteriologic al fiecărei unități sanitare cu paturi, care diferă de la unitate la alta. Pentru început se urmărește încercarea profilaxiei acestui tip de infecții cu un antibiotic de rezervă folosit înaintea unei intervenții chirurgicale. Prin studiul aflat în curs de derulare, se urmărește care sunt în fiecare dintre unitățile sanitare controlate germenii cei mai frecvenți și care sunt secțiile cu cele mai multe infecții asociate actului medical.